Cuvânt la înmormântarea Sfântului și Marelui Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari, 12 februarie, tradus din elinește, a sporit numărul apostolilor cu acest nou apostol, cel împreună hotărât ca să fie cu ei, căci i-au chemat sfinții la dânsii pe cel de un obicei cu dânsii, pe nevoitorul, pe încununatul, pe cel curat cu sufletul și propovăduitorul cuvântului. Meletie, părintele nostru, este fericit pentru sălășluirea cu apostolii și pentru ducerea sa către Hristos, dar noi nu putem ferici, după cum se cade, pe părintele nostru, fiind în stare de orfani fără de vreme. Sfântul Meletie dorea mai bine să fie împreună cu Hristos, iar nouă ne este greu și cumplit a ne despărți de părinteasca lui părtinire, căci acum ar fi vreme de sfătuire, dar sfătuitorul tace. Războiul ne-a înconjurat, războiul ereticilor, dar voievodul nu este. Bolește trupul cel de obște al bisericii, dar pe doctor nu-l aflăm, vedeți. Deci, în ce fel de vreme ne aflăm noi? Am fi voit, de ar fi fost cumva cu putință, ca, întărindu-mi a mea neputință, să mă ridic la măsura primejdiei, să scot glas după mărirea durerii, precum au făcut vitejii aceștia care se tânguiesc cu mare glas după părintele lor, dar cum voi sili limba spre grăirea cuvântului, ea care este ferecată cu niște obezi grele, cum voi deschide gura mea, care este ținută cu negrăirea, cum voi scoate glasul meu, care în dureri este alunecat, cum voi privi în sus cu ochii sufletului, fiind acoperit cu negura primejdiei, cine, desfăcându-mi adâncul acesta și întunecatul nor al mâhnirii, îmi va arăta iarăși raza păcii. O, ce întunecare, care nu mai nădăjduiește în răsărirea luminătorului. Mai înainte dănțuiam ca la nuntă, iar acum jalnic suspinăm. Atunci cântam ca de nuntă, iar acum de îngropare. Aduceți-vă aminte când pentru nunta cea duhovnicească v-am ospătat pe voi, aducând în casa bunului mire pe fecioară și darurile de fecioară ale cuvântului. După puterea noastră i le-am adus, veselindu-se și înveselindu-ne, iar acum ni s-a întors bucuria în plângere și îmbrăcămintea veseliei ca un sac s-a făcut. Oare, se cădea în tăcerea în cuia durerea de vreme ce s-a ridicat de la noi bunul mire plin de bunătăți am venit la voi, iar acum goi și săraci ne întoarcem. Dreaptă aveam făclia care cu multă lumină strălucea, iar acum stins să o ducem înapoi. Avem comoara cea mare în vas de lut, dar acum comoara s-a făcut nevăzută și vasul cel de lut se întoarce, deșert de bogăție, la cel ce ni l-a dat. O, ce necare de corabie! Cum în mijlocul limanului nădejdii noastre s-a spart corabia, cum corabia cea încărcată cu nenumărate bogății, cufundându-se cu povara, ne-a lăsat goi pe noi care eram bogați, unde este cârma cea întemeiată a sufletelor noastre, prin care întreitele valuri eretice fără de părtinire le despicam, unde este ancora cea nestrămutată, prin care cu toată întemeierea ne odihnim noi, cei obosiți, unde este cârmaciul cel bun, care îndrepta corabia către limanul cel de sus. Împrumutați-ne, fraților, împrumutați-ne lacrimi cu milostivire, căci atunci când voi vă veseleați și noi ne-am împărtășit de veselia voastră. Deci, dați-ne această schimbare, a ne bucura cu cei ce se bucură și a plânge cu cei ce plâng. Cândva poporul cel străin a lăcrimat pentru patriarhul Iacov, când fiii mutau pe tatăl lor din Egipt și au gelit 40 de zile și tot atâtea nopți, de obște erau atunci și lacrimile celor străini și ale celor de casă. De obște facă-se și acum, fiindcă și durerea este de obște. Patriarhii aceștia toți sunt fii lui Iacov al nostru. Niciunul nu este din mamă străină și neadevărată. Ați auzit nu de mult de Efrem și de Manase, ce fel și câte a povestit despre părintele nostru Meletie, încât minunile covârșesc cuvântul. Dați-mi și mie voie să zic ceva despre aceasta. Cred că voi cunoașteți cine este bărbatul acesta de neam bun, odrasul din cei de la răsăritul soarelui, fără de prihană, drept, adevărat, de Dumnezeu cinstitor, depărtându-se de la tot lucrul rău.
Socotesc că nu va pismui Marele Iov, în mărturiile despre dânsul, ca și următorul său, Meletie, să se împodobească bine. Însă, zavistia, care vede pe toate cele bune, a văzut și binele nostru cu ochii răi, și cel ce umblă în lume și printre noi, a mers pe urma necazului, dar nu a pierdut cirezi de boi, nici turme de oi. Nu în acestea ne este vătămarea. Nici prin asin și cămile nu i s-a făcut paguba, nici cu răni în părțile trupului n-a fost vătămat, ci însuși capul ni l-a răpit, și împreună cu capul s-au dus și simțirile noastre cele cinstite. Nu mai este ochiul care vede cele cerești, nici auzul care aude dumnezeiescul glas, nici limba aceea curată care spune adevărul. Unde este alinarea cea dulce a ochilor? Unde este zâmbirea cea strălucită din buze? Unde este dreptatea cea veselă prin care binecuvântarea gurii și degetele împreună le unea? Mie jale de tine, o, biserică, către tine grăiesc, o, cetatea lui Antioch, mie jale de tine. Pentru grabnica ta schimbare, cum te-ai lipsit de o așa frumusețe, cum te-ai jefuit de o așa podoabă, cum fără de veste ți s-au filit floarea, cu adevărat s-a uscat iarba și floarea a căzut. Ce ochi cu privire rea au năvălit asupra bisericii, a lipsit izvorul, s-a uscat râule și iarăși apa în sânge s-a prefăcut. O, ce durere se vestește bisericii Antiohiei! Cine va spune fiilor că au rămas sărmani? Cine va vesti miresei că a rămas văduvă? O, ce pagubă mare! Chivot era, o, fraților, omul lui Dumnezeu, chivot care cuprindea în sine tainele cele dumnezeiești. Acolo era năstrapa cea de aur, plină de mană dumnezeiască, plină de hrană cerească. Într-o acela, însă, erau tainele testamentului scrise pe tablele inimii, cu Duhul lui Dumnezeu celui viu, nu cu cerneală, căci nicio gândire întunecată și neagră nu era într-o curățenie a inimii sale. În chivotul acela erau stâlpii, temeliile, coroanele, cădelnița, luminătorul, curățitorul și catapetezmele. Într-o acela era toiagul preoției, care a odrăslit. Și orice știm că avea chivotul legii, toate se cuprindeau în sufletul bărbatului acestuia. Acolo erau giulgiuri curate și țesăturile cele din mătăsuri, acolo în destulare de miruri și de aromate. O, ce fel de glas s-a auzit iarăși în Roma! Rahila, plângându-și, nu pe fiii săi, ci pe bărbatul său și neprimind mângâiere. Nu vă ispitiți a o mângâia, căci greu se jeluiește văduva, lăsați-o să simtă paguba, căci de mai înainte s-a obișnuit cu nevoințele pătimitorului, a suferit singurătatea. Desigur că vă aduceți aminte în ce chip cuvântul cel mai înainte a povestit nouă luptele bărbatului pentru preasfânta treime, iar în numărul luptelor este cinstirea întrei năvăliri de ispite. Ați auzit urmarea durerilor, cum a fost în cele din tâi, cum în cele din mijloc și cum în cele de pe urmă. Când a văzut întâi biserica pe bărbatul acesta, a văzut cu adevărat o față dumnezeiască, a văzut izvorând dragostea, a văzut hotarul cel nesfârșit și desăvârșit al smeritei cugetări despre care nu se poate cugeta mai mult, a văzut blândețea lui David, priceperea lui Solomon, bunătatea lui Moise, păzirea cea cu din adinsul a lui Samuel, întreaga înțelepciune a lui Daniel, fiind ca marele Ilie într-o râvna credinței, ca Ion cel drept într-o nestricăciune a trupului și ca Pavel într-o necovârșită dragoste. A văzut adunare de atâtea bunătăți într-un suflet, căci s-a pătruns cu fericitul dor, iubindu-l cu curată inimă pe mirele său. Dar mai înainte de a-și potoli dorul, biserica, cu dragoste arzând, a fost lăsată singură, chemând ispitele pe pătimitorul către nevoințe. Acela pătimea nevoile pentru buna credință, iar biserica răbda în tăcerea sa întreagă înțelepciune. A trecut vreme multă la mijloc și oarecare desfrânare se ispitea a se atinge de cămara cea neîntinată, însă mireasa Domnului nu s-a întinat. Apoi a doua oară și a treia oară asemenea, până când Domnul, desfăcând întunericul cel eretic și aducând raza păcii, a dat odihna spre a se liniști după osteneala cea lungă. Dar după ce s-au văzut unii cu alții și s-a înnoit întreaga înțelepciune și dulcețile cele duhovnicești,
iarăși s-a aprins dorul, deci au venit, ca niște mirese, să vă împodobească și n-au greșit prin a lor sârguință. A pus peste buna însoțire cu nunile binecuvântării, a urmat pe stăpânul, precum Domnul în Cana Galilei, așa și aici următorul lui Hristos. Pentru că vasele cele iudaice, care erau pline de apă eretică, le-au umplut de vin nestricat. Cu puterea credinței, de multe ori a pus înaintea voastră ospăț cuvântător, când îl binecuvânta și povățuia, iar bunii săi ucenici slujeau popoarelor împărțind cuvântul, și noi ne veselim, făcând slava neamului vostru și a noastră. O, cât de frumoasă povestire, cât de fericit lucru era, ca să înceteze cuvântul, dar după acestea chemați plângătoare, zice Ieremia, că nu este cu putință altfel să se potolească inima cea arsă de durere, fără numai cu suspinuri și cu lacrimi. Atunci se mângâia prin nădejdea întoarcerii, iar acum cu cea mai de pe urmă despărțire, că s-a dus de la noi. Prăpastia mare dintre dânsul și biserică s-a întărit. El adică se odihnește în sânul lui Avraam, iar acela care ar putea aduce o picătură de apă, ca să răcorească limba celor ce se chinuiesc, nu este. S-a dus frumusețea, a tăcut glasul cel dulce, s-au închis buzele, a zburat de la noi darul și buna norocire s-a făcut poveste. Ilie a mâhnit oarecând pe poporul evreu, când a zburat de pe pământ spre Dumnezeu, dar îl mângâia Elisei, împodobindu-se cu cojocul dascălului său. Acum, rana este mai presus de tămăduire, căci Ilie s-a înălțat și nici Elisei nu ni s-a lăsat. Ați auzit de plângerile cele jalnice ale lui Ieremia pe care le grăia când se pustise cetatea Ierusalimului. El zice încă și aceasta, căile Sionului plâng. Acestea s-au auzit atunci, iar acum s-au împlinit. Când se va vesti peste tot durerea, atunci se vor umple căile de plângători și se vor îndurera cei ce se pășteau de dânsul, glasul ninivitenilor urmându-l, dar mai vârtos decât aceea, se vor chinui mai cu durere, căci plânsul acelor a încetat, iar acestora nicio dezlegare de rele nu se nădăjduiește. Știu și un alt glas al lui Ieremia, care este numărat în cărțile psalmilor, pe care l-a grăit pentru robia lui Israel. Iată cum zice cuvântul, căci în sălciam a târnat harpele noastre. Chiar a mea este cântarea aceasta, căci dacă voi vedea tulburarea eretică, pe acestea le socot că sunt curgerile babilonești, lângă care șezând, plângem, căci nu mai avem pe acelea care să ne treacă printre acestea, prin sălcii și harpele noastre să le închipuim atârnate, căci cu adevărat în sălcii este viața și cum sălcia este copac neroditor, tot așa și rodul vostru cel dulce al vieții s-a scuturat. Deci, sălcii neroditoare ne-am făcut, spânzurând în ele organele dragostei deșarte și nemișcate. De te voi uita pe tine, Ierusalime, zice psalmul, uitată să fie dreapta mea, dați-mi voie și mie să schimb cele scrise, căci nu noi am uitat dreapta, ci dreapta noastră s-a uitat și limba, de gâtlej lipindu-se, a oprit graiurile glasurilor. De aceea, nici noi glasul cel dulce nu-l mai auzim, dar ștergeți-mi lacrimile, căci mă simt mai presus de durere. Nu s-a luat de la noi mirele, ci stă în mijlocul nostru, deși noi nu-l vedem. În cele neintrate se află arhiereul, el stă în cele mai din lăuntru ale catapetesmei, unde a intrat înainte pentru noi. Hristos s-a lăsat catapeteasma templului, nu mai slujește prin închipuire și umbră cele cerești, ci privește la însă și coana lucrurilor. Nu mai vorbește cu Dumnezeu prin oglindă și prin ghicitură, ci față către față, și mijlocește pentru noi și pentru neștiințele poporului. A lepădat hainele cele de piele, căci nici nu mai au trebuință cei ce petrec în rai de niște haine ca acestea, căci el are îmbrăcămintea cu care s-a împodobit prin curăția vieții sale. Cinstită este înaintea Domnului moartea unui a ca acesta. Iar mai vârtos, nu este moarte, ci ruperea legăturilor, căci zice, ruptai legăturile mele, s-a dezlegat Simeon și s-a liberat din legăturile trupului. Cursa s-a zdrobit și pasărea a zburat, a părăsit Egiptul, adică viața aceasta materială, a trecut, numarea cea roșie, ci pe cea neagră, a vieții, a intrat în pământul făgăduinței și a dezlegat încălțămintele sufletului,
ca să pășească cu curată gândire a minții pe Sfântul Pământ, de unde vede pe Dumnezeu. Această mângâiere având-o, fraților, voi ce mutați oasele lui Iosif în pământul binecuvântării, ascultați pe Pavel care vă poruncește, nu vă întristați ca și ceilalți care n-au nădejde, spuneți poporului celui de acolo și povestiți cele bune, mângâiați-vă unii pe alții cu cuvintele acestea, Solomon vindecă întristarea noastră, căci poruncește ca celor din nevoi să li se dea vin, dați-i, dar, vinul vostru celor întristați, nu pe cel aducător de beție, care e vrăjmașul minții și stricătorul trupului, ci pe cel ce veselește inima, pe care prorocul ni l-a arătat, zicând, vinul veselește inima omului. Deci cu mai îndestulate pahare primiți cuvântul cel duhovnicesc, ca și nouă, iarăși, într-o veselie și într-o bucurie să ni se întoarcă plânsul, cu darul unui a născut, Fiul lui Dumnezeu, prin care se cuvine slava lui Dumnezeu și Tatălui în vecii vecilor. Amin.